Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, Înălțimea piramidei, piramida regulată. Vă prezint în continuare câteva definiții utile demersului didactic propus. Prima, piramida care are baza un poligon regulat și muchile laterale congruente se numește piramidă regulată. Dar ce este acela un poligon regulat? Este un poligon care are toate laturile și toate unghiurile congruente. Ținând cont de această definiție, putem deduce că piramida, care are muchiile bazei congruente și muchiile laterale congruente, se numește piramidă regulată. Dacă muchiile laterale sunt congruente, atunci fețele laterale vor fi niște triunghiuri isoscele. Deci, putem concluziona că piramida care are baza un poligon regulat și fețele laterale triunghiuri isoscele se numește piramidă regulată. Și, nu în ultimul rând, definim înălțimea unei piramide care este perpendiculară din vârful piramidei pe planul bazei. În imagine avem o piramidă triunghiulară regulată, care are deci baza un triunghi echilateral și muchiile laterale congruente și am construit înălțimea DE perpendiculară pe planul bazei, pe planul ABC. Pentru că DE perpendiculară pe un plan înseamnă că e perpendiculară pe orice dreaptă inclusă în plan, deci inclusiv pe dreptele AE, EB și EC și atunci s-au format trei unghiuri drepte acolo, pe care le vom folosi pentru a demonstra că triunghiul DEA este congruent cu triunghiul DEB și congruent cu triunghiul DEC. Deci, cele trei triunghiuri sunt congruente pentru că DE este latură comună, pentru că DA egal cu DB și egal cu DC ca muchii laterale ale unei piramide regulate și unghiul DEA egal cu DEB egal cu DEC și egal cu 90 de grade. Deci, triunghiurile sunt congruente conform cazului catetă-ipotenuză și va rezulta că AE egal cu BE egal cu CE. Deci, E este egal depărtat de vârfurile triunghiului și atunci va fi centrul cercului circumscris triunghiului. Pentru că triunghiul ABC este un triunghi echilateral, liniile importante coincid, deci mediatoarele coincid cu medianele. Și atunci centrul cercului circumscris coincide cu centrul de greutate și am putea spune că AE, care este raza cercului circumscris, reprezintă două treimi din înălțimea AA'. Adică 2 treimi din și înălțimea va fi egală cu latura radical din 3 pe 2, unde L este latura bazei. Simplificând 2 cu 2, obținem latura radical din 3 pe 3. Deci, putem să concluzionăm că piciorul înălțimii duse din vârful piramidei triunghiulare regulate coincide cu centrul cercului circumscris bazei și am și amintit care este formula pentru raza cercului circumscris triunghiului echilateral ABC. În figura din stânga avem o piramidă patrulateră regulată în care am construit înălțimea EF din congruența triunghiurilor dreptunghice EFA, EFB, EFC și EFD, rezultă că EF este egal depărtat de vârfurile pătratului, deci EF este centrul cercului circumscris pătratului. Atunci, EF reprezintă punctul de intersecție al diagonalelor și raza cercului circumscris pătratului,
care este egală, de exemplu, cu EFA, va fi jumătate din diagonala pătratului de latură L, adică L radical din 2 pe 2. În partea din dreapta avem o piramidă hexagonală regulată, în care de asemenea am construit înălțimea GH din congruența celor 6 triunghiuri dreptunghice GHA, GHB până la GHF. Se poate observa că H este egal depărtat de vârfurile hexagonului, deci H reprezintă centrul cercului circumscris hexagonului și HA este egal cu HB și așa mai departe cu HE și este egal cu raza cercului circumscris hexagonului regulat, care este egală cu latura hexagonului regulat, adică cu el. În imagine aveți piramida lui Cheops, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, care a fost considerată timp de 43 de secole cea mai înaltă construcție din lume până în anul 1889, când a fost construit turnul Eiffel. Următoarele două imagini reprezintă piramidele de la intrarea în muzeul Louvre, piramidele respectă proporțiile piramidei lui Cheops. Ele au fost construite în 1989. Și ultima imagine reprezintă corturi ale amerindienilor din America de Nord, corturi în formă de piramidă hexagonală regulată. Inspirată de corturile amerindienilor, Oana s-a hotărât să confecționeze două corturi de aceeași mărime în formă de piramidă patrulateră regulată în camera fetițelor sale. Dacă latura bazei este de 100 cm și muchia laterală de 140 cm, verificați dacă Alisa, fetița cea mare a familiei, care are o înălțime de 106 cm, va putea sta în picioare în cort. Pentru a verifica cerința problemei, vom desena o piramidă patrulateră regulată ABCDE, construim înălțimea EF și aflăm mărimea înălțimii în ipotezele problemei, adică în ipoteza că AE este de 140 de centimetri și că latura bazei este de 100 centimetri. Deci, în triunghiul AFE, care are unghiul F de 90 de grade, vom aplica teorema lui Pitagora și rezultă că EF la pătrat egal cu AE la pătrat minus AF la pătrat. Deci, EF la pătrat este egal cu AE este 140 de centimetri la pătrat minus AF este jumătate din diagonala pătratului. Diagonala pătratului este 100 radical din 2, jumătate din ea 100 radical din 2 pe 2 și totul la pătrat. Simplificăm 100 cu 2 și obținem 50, deci vom avea 140 la pătrat minus 50 radical din 2, totul la pătrat. Deci, EF pătrat este egal cu, pe 140 la pătrat putem să-l descompunem ca 14 la pătrat ori 10 la pătrat, adică ori 100, minus 50 la pătrat îl putem scrie ca 5 la pătrat, adică 25, ori 10 la pătrat, adică ori 100, ori radical din 2 la pătrat, care e 2. Deci, EF la pătrat este egal cu 100, 100 se poate da factor, înmulțit cu 14 la pătrat, care este 196, minus 25 ori 2, minus 50. Deci, EF la pătrat este egal cu 100 ori 146, care este mai mare decât 100 ori 144. 100 ori 144 însemnând 10 la pătrat ori 12 la pătrat. Deci EF este mai mare decât 10 ori 12,
înseamnă că EF este mai mare decât 120 de centimetri, care la rândul lui este mai mare decât 106 centimetri. Deci, da, Alisa va putea sta în picioare în cort. Pentru a exersa, vă propun următoarea problemă. Se consideră o piramidă hexagonală regulată, care are area bazei egală cu 54 radical din 3 cm pătrați și unghiul dintre înălțimea piramidei și o muchie laterală de 30 de grade. La primul punct, calculați lungimea muchiei bazei piramidei. La punctul al doilea, calculați lungimea muchiei laterale a piramidei și la ultimul punct, calculați lungimea înălțimii piramidei. Atât pentru azi, la bună vedere!